Încă un bloc din Milioane, la Circ, sectorul Râșcani, foarte aproape de inspecția muncii. De câteva luni îl filmez și niciodată nu văd muncitorii cu cască pe cap și cu măsuri de protecție elementare. Cine își bate joc de drepturile lor și de interesele noastre, nu doar patronul și nu doar poliția, dar și una dintre cele mai ineficiente structuri de stat, inspecția muncii, care cheltuie milioane și face probabil milioane neoficiale din mită și cotizații. Dar iată, nu contribuie cu nimic la prevenirea ilegalităților, a cheltuielilor nejustificate din fondurile sociale. Încă unii mai au centuri și sunt legați, dar acela cu glugă pe cap aleargă ca o pisică pe schelă, fără centură, fără nimic, fără cască. El se crede veșnic, probabil. Și mai sunt unii acolo care nu sunt legați și lucrează la înălțimi foarte mari. Ultimii doi, de exemplu,